control. Vom vedea în ce măsură este bună în firea omului, în evoluția unei persoane sau într-o societate, ascultarea. Vom încerca să aflăm cum ascultăm, de cine ascultăm și până unde să meargă această ascultare și ce se întâmplă când ascultarea parcă își depășește puțin măsurile și tinde către alte obiective. Până acolo, Părinte, dați-ne două cuvinte despre ceea ce înseamnă ascultarea în dezvoltarea unei persoane, a unui individ, a unei persoane și în relațiile interumane. Ascultarea este un dat intern al firii omenești, un dat cu care ne naștem. Omul a fost creat de Dumnezeu cu posibilitatea de a ajunge nemuritor și sfânt prin ascultare. Ascultare aducătoare de sfințenie și de nemurire, așadar. Deodată, încă din cartea întâi a Sfintei Scripturi, realizăm valoarea acestei înalte virtuți cu care ființa noastră a fost înzestrată de către Dumnezeu. Această virtute împodobește și firea îngerilor, fiindcă ele sunt numite duhuri ascultătoare. Bineînțeles, ascultarea care împodobește firea noastră n-ar mai fi ascultare dacă n-ar fi asumată liber. Și de aici ne ducem cu gândul la cea de-a doua facultate sau la cea de-a doua comoară pe care Dumnezeu a sădit-o în ființa noastră duhovnicească, anume libertatea. Ascultarea și libertatea devin aripile sau armele cu care noi ne dobândim urcușul spre cer și intrarea pe porțile împărăției lui Dumnezeu. Ascultarea fără libertate nu poate fi punctată, pentru că nu ți-o asumi. Numai cel care ascultă în chip conștient și liber, acela se poate considera a fi un om virtuos. Cel care ascultă doar așa, de frică sau din dorința de a obține niște beneficii materiale sau aia nu este ascultare, ci în cel mai bun caz poate fi numită disciplină. Ascultarea cu care noi am fost hărăziți de Dumnezeu este acea ascultare a conștiinței noastre. Acea ascultare limpede, clară, fără echivocuri. Și despre ea vorbim atunci când spunem că Dumnezeu i-a dat prima poruncă omului, părinților noștri, Adam și Eva, aceea de a nu gusta din pomul cunoștinței binelui și răului și din pomul vieții veșnice, din cei doi pomi. Deci, da, această poruncă reprezenta testul libertății omului. Că altfel, Dumnezeu nu-l mai îl făcea deodată, fără prea multe complicații, un robot docil care se explice, să împlinească voia lui Dumnezeu fără să pună la sub semnul întrebării nimic. Ori Dumnezeu ne-a înzestrat cu libertate deplină, arătându-ne totuși că dacă folosim această libertate în sensul ascultării, ajungem pe drumul cel bun, sfătuindu-ne sau indicându-ne drumul cel bun. Pentru ca să dea valoare deplină ascultării, însuși Fiul lui Dumnezeu este ascultător față de Tatăl în sânul Sfintei Treimi. Dar ascultarea Fiului nu-l subordonează pe Fiul Tatălui, căci Fiul este egal cu Tatăl, ci este o ascultare a libertății depline de care se bucură Fiul în sânul Sfintei Treimi. Și aceeași ascultare ar fi dorit Dumnezeu să o vadă oglindită în creatura Lui sublimă, omul. De aceea ne-a creat după chipul Fiului Său. Căci chipul Fiului, asta este, de fapt, ascultarea. Dar nu ascultarea oarbă, fanatică sau prostească, ci ascultarea liberă asumată, conștientă, deplin
însușită. Da, multe lucruri ne-a spus. Frumoase, chiar ați ajuns și până în Eden pe acolo, pe la primii oameni. Și în timp ce vorbeați, mă gândeam, noi legăm foarte mult postul de mâncare, dar cred că până la mâncare, porunca era de ascultare. Cred că postul mai degrabă se lipește de ascultare. Postul, în primul rând, este ascultare. Că dacă o luăm cu mâncarea, dracii n-ar bate la capitolul ăsta, că ei nu prea mănâncă. Noi mai mâncăm pe aici pe acolo. Ei nu mănâncă deloc. Dar dacă o luăm cu ascultarea, i-am bătut noi, că ei chiar nu pot să asculte deloc. Nu? Deci am avea o șansă în plus. Postul material, adică postul de produsele de origine animală, reprezintă un exercițiu prin care, sau un ajutor în sensul postului ascultării. Dezvoltăm, cred că, ceva voință. E un auxiliar. Da. El, slăbind trupul prin mâncările vegetale, îl face mai docil față de suflet. E adevărat asta. S-a constatat. Și este foarte valoros. Mai ales când este asociat cu rugăciunea. Și o spune și Mântuitorul. Dar el trebuie să conducă la ceea ce am vorbit mai devreme. La starea de fire. La starea de normalitate, care este ascultarea față de Tatăl Ceresc. Cred că depinde mult și de lupta interioară. Mă gândesc la prorocul Ilie, 3 ani și jumătate acolo în pustie. N-a prea mâncat vegetale, că nu prea mai avea, dar corbul avea grijă de el, dădea câte un grătar și câte o bucată de pâine în fiecare zi, dar Ilie n-a ieșit din duhul său, a rămas Ilie pentru toată istoria umanității. Deși la un moment Ilie dat a avut și el, fiind om totuși, a avut și el un oarecare, ca și Sfântul Moise. Amândoi mari proroci ai Vechiului Testament au avut acel moment când s-au aruncat în genunchi înaintea lui Dumnezeu și a spus Sfântul Ilie, de exemplu, Doamne, stinge-mă dintre fiii oamenilor. Da, dar își terminase misiunea. Ia-mă de aici, pentru că am făcut minuni în fața lor, am vorbit în fața lor. Nu-s mai bun ca părinții. Am făcut de toate și totuși ei nu au rămas împietriți. Așa este, dar era la un final de misiune. Și Dumnezeu îi spune, nici nu știi măcar, Ilie, că eu am 5.000 de bărbați neîntinați pe care mi-am pus deoparte. Eu la ei te-am trimis. Da. Chiar dacă tu nu-i știi. Ei sunt în toată lumea, puși acolo, dar sunt. Și pentru ei te-am trimis. Iarăși l-a încurajat Dumnezeu pe Ilie. Da. Nu l-a lăsat să cadă în disperare. Da, că cădea cumva în deznădejde, Dumnezeu a dat puțin sens, l-a lăsat să vadă puțin mai larg. E de bine. Iarăși în primele cuvinte înțelegeam că ascultarea reprezintă calea umană prin care omul poate să ajungă asemenea cu Dumnezeu, să asemene cu Dumnezeu. Și cred că este un lucru la îndemână, este corect și este foarte bine așa, nu? Nu e ceva foarte greu, ceva să ne depășească. Da, ar fi un fel de trinitate a valorilor, dacă ar fi să fim cât se poate de obiectivi. Ascultare și libertate în adevăr. Da. Adăugăm adevărul ca măsură a ascultării și a libertății. Da. Pentru că libertatea fără adevăr nu e decât debandadă, anarhie, dărâmare de statui și ascultarea fără adevăr este robotizare, comunism, bolșevism de cea mai joasă speță. Pe când ascultarea liberă în adevărul revelat, care este Hristos, aduce iluminare, aduce harul Duhului Sfânt, aduce lumina dumnezeiască în ființa care le practică. Noi ne hrănim cu acea lumină, că fără ea n-am putea trăi. Și este în același timp și o stare firească a Sfintei Treimi. Pentru că Tatăl nu face nimic fără să consulte pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Fiul nu face nimic fără să consulte pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. Într-o deplină ascultare a unuia față de ceilalți. Fără să se subordoneze. Deci o ascultare care nu subordonează la oameni, care au măsura aceea strâmbă a lor tot timpul. La noi ascultarea întotdeauna înseamnă sau e pusă cu sinonimie cu subordonarea. De tip instituțional. Asculți, deci execuți. Nu se poate așa. Ascult,
Pentru că mi-asum să ascult, nu pentru că execut eu așa orbește. Păi sunt atâtea ordini care se dau în lumea aceasta, da, imorale. Cum li se dau ordini anumitor soldați prin timpul războaielor să tragă în civili sau în copii. Am mai dat exemplul ăsta odată într-o emisiune. Soldatul nu poate să motiveze în fața curții marțiale ca ascultat de un comandant psihopat. Cam am executat ordinul, n-am cum să. Legea armatei spune că ești scutit de orice ordin care te obligă să execuți imoralități. Lucruri împotriva vieții și împotriva binelui ei pe pământ. Nimeni nu poate motiva, aduceți-vă aminte și din Nuremberg, că toți cei de la Nuremberg au motivat că nu am ascultat, era el nebun și ne dădea ordine Hitler și noi ascultam. Păi ascultați, dar voi nu vă dădeați seama că erau atrocitățile alea acolo? Și la fel la bolșevism. Nuremberg e încă departe, mai avem cazul și mai din mai. Nefericire, un Nuremberg pentru bolșevism încă nu s-a făcut. Ar trebui să se facă și acela. Nu știu dacă mai ca să se arate adevărul. Da. Să se arate odată pentru totdeauna adevărul. Tocmai voiam să întreb ce înseamnă să fii ascultător, dacă este așa o ascultare fără cercetare sau o ascultare de plină libertate. Încep să vă anticipez întrebările. Atunci o să vă întreb altfel. De unde știm de cine trebuie să asculți? Că sunt mulți, toți vor să fie ascultați și ascultați în chipul acela lumesc, fără comentarii. Toată lumea vrea așa. Dar când e să cerceteze, nici ei n-ar asculta ceea ce pretind să li se asculte. Și uite așa se creează o pânză de paianjen. De unde știi de ce trebuie să asculți ca să ajungi acolo unde te îndeamnă firea ta de om? Trebuie să asculți de cel în care se află Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu stă numai acolo unde se află adevărul. Spunea Sfântul Irineu de Lugdunum și a făcut din asta o axiomă a credinței: Duhul Sfânt este numai acolo unde se află adevăr. Unde nu e adevăr, nu mai este Duhul Sfânt. Este axioma fundamentală a teologiei. Principiul Sfântului Irineu. Deci, dacă un om se află în adevăr, acel om are Duhul Sfânt în el. Și pe acela trebuie să-l asculți și să-l urmezi. Și dacă adevărul nu prea mai este în lume, să înțelegem că Duhul Sfânt s-a cam retras? Am putea înțelege? Răspunsul a dat Sfântul Irineu. Deja. Da. Este dat. Nu trebuie să-l mai repetăm. Din nefericire, constatăm că ceea ce a spus Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu privire la discernământul pe care trebuie să-l avem în raport cu lumea, da? Legat de pomul care face roade, consecințele sau rezultatele dovedesc. Pomul bun întotdeauna face roade bune. Niciodată roade rele. Pomul rău nu poate niciodată să facă roade bune, ci numai putregaiuri. După roade veți cunoaște pomul, deci după consecințele faptelor îi veți cunoaște și pe autori. Și urmați-i doar pe cei care au consecințele binecuvântate. Mântuitorul, știm că Mântuitorul a fost mare împărat, mare arhiereu și mare profet. El a profețit despre timpurile de acum. Și el a știut în marea sa cunoaștere că lumea se va relativiza și va considera în chip superficial, iată adevărul acolo, iată și puțin adevăr dincolo, iată puțin adevăr acolo, nu există adevăr absolut, există doar adevăruri pe jumate, pe trei sferturi, amestecate cu întuneric, amestecate cu minciună, ne alegem și noi ce ne convine, e așa convenabil și călduț. Mântuitorul a știut că vor veni timpurile acestea. Și atunci el a dat profeția aceasta cu pomul pentru timpurile de acum, pentru că cei 5.000 de bărbați, simbolic vorbind, da, suma asta, care au mai rămas să nu-și piardă nădejdea. Și să știe să se orienteze întotdeauna după nord, să nu confunde nordul cu alte puncte cardinale. Tot referitor la relația omului cu lumea, Mântuitorul spune, dați cezarului ce al cezarului și Dumnezeu cele al Dumnezeu. Da. Până la anumit punct, orice om înțelege că sunt legi cu caracter social,
și care trebuie respectate și așa mai departe. Dar vin situații, cred că au fost și în istorie și vin din ce în ce mai des și mai larg, în care cezarul e fără Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Și atunci cerința lui se impune. Și mai mult, cezarul se consideră Dumnezeu. Și iarăși emite cerințe pe care le impune. Și atunci stai și te gândești, îi mai dai ce cere? Că ceea ce cere el nu e de cerut. Și tu ce faci? Sfântul Nicolae Misticul, Patriarhul Constantinopolului, spunea așa: atunci când împăratul, inspirat de diavol, pretinde de la popor lucruri anticreștine, lucruri rele, poporul este exonerat, este scutit de orice formă de ascultare față de acesta. Și în fața lui Dumnezeu nu va putea motiva că, vai de mine, am fost mic și n-am știut. Și n-am putut. Deci motivația asta ușoară, când va veni întâlnirea cu Dumnezeu, nu ține. Nu, nu ține. Indiferent cum ai așeza-o, cum ai gâdila-o, cum ai cosmetiza-o, ea nu va ține. Nici n-am știut, Doamne, nici așa mi s-a spus, nu merge. Păi nu. Deci Dumnezeu lucrează în așa fel încât și știm ce facem și știm ce trebuie să facem. Și rămâne responsabilitatea noastră. Cazuri din acestea au fost în timpul persecuțiile, în primele trei secole, da. În care creștinismul a fost considerat o sectă periculoasă pentru Imperiul Roman, aparatul de stat roman, care trebuie să știm lucrul ăsta, statul era considerat zeu. Păi, da? Împăratul care stătea pe tron era considerat zeu în viață și pretindea să fie tămâiat și adulat ca un urmaș al ca o expunere vie a divinității, ca un idol. Tămâierea n-ar fi o problemă, dar creștinii, mai vrea și altele. Creștinii refuzau astfel de lucruri și prin asta deveneau imediat susceptibili de trădare de țară, de les maestate, de tot felul de jignire a valorilor și a simbolurilor imperiale și așa mai departe. Imediat se găseau niște legi cu care să fie incriminați creștinii. Ori creștinii, chiar dacă ei spuneau, suntem cei mai buni plătitori de taxe și impozite, suntem cei mai vrednici oameni, mergem unde refuză cetățenii voștri păgâni să meargă. În coloniile sălbatice, de exemplu în Dacia, unde erau periculoși dacii. Aici îi aduceau pe cei mai care reușeau să se lupte cu dacii. Era periculos că cine nu erau de acord cu ei, nu? Cine se înscria să vină în coloniile astea periculoase, mereu în stare de răscoală? Creștinii. Preferau să vină aici și să aducă mesajul Sfintei Cruci în zonele pe care Imperiul le considera damnate, pedepsite, periculoase, colonii penitenciare, da? Decât să rămână în buricul târgului, da? În Roma, și să tămâieze pe diavol și pe sluga lui împăratul. Deci cam de la începuturi împărații au fost slugi diavolului. Cred că s-au obișnuit cu asta. Diavolul a susurat, a picurat în urechea marilor conducători ideea aceasta că vor ajunge cumva prin faptele lor să se divinizeze, să... Și de fiecare dată, începând cu Nabucodonosor, e să luăm din Sfânta Scriptură primul mare împărat, Nabucodonosor, împăratul care s-a urcat pe marele turn din Babilon și s-a uitat, a întins mâinile și a spus, iată lucru mâinilor mele, zeu sunt, zeu și împărat sunt. Și a doua zi ce făcea? Păștea iarbă de pe șanț. Dumnezeu l-a adus în fire. I-a redat luciditatea. Păi și câinii fac la fel. Când se mândresc prea tare, iau puțină iarbă. Acum să mai mănânce puțină iarbă. O porție de iarbă. Ce să facă? A doua zi, Nabucodonosor pierduse tot. Niște vrăjmași au făcut o conspirație și el, ca să-și scape viața doar cu pijamalele, a fugit din pat și fugar, deghizat în cerșetor,
pe marginea drumului crescuse unghiile ca la urs, el care se dădea mare zeu și nu știu ce și pretindea să fie tămâiat, mânca iarbă de pe șanț. Asta este mesajul lumii acestea, sic transit gloria mundi. Așa se duce slava lumii acestea. Să zicem că asta e așa pe toți? Sau... Păi hai să-i luăm pe rând. Avem timp? N-avem timp. Din trei în trei așa. Din trei în trei. Luați-l pe Napoleon. Luați-l pe Hitler, luați-l pe Stalin. Ce s-a ales de ei? Adevărul că toți au ajuns la iarbă. Puțin. Și sub iarbă. Puțin iarbă și sub și iarbă. Pe sub iarbă. Părinte, ascultarea aceasta frumoasă pe care ne vorbiți și care este constructivă și desăvârșitoare, se impune sau se propune? Adică... Se propune. Se propune. Dumnezeu niciodată n-a impus, întotdeauna a propus. Și asta a fost marele lui defect, cu ghilimele... Atunci, atenție, slăbiciunea lui de tată față de copiii lui, nu știu, globatici. Dacă iubești, nu poți să-i împui. Niciodată n-a putut să dea cu biciul noi. N-a putut. Atunci, de unde au apărut Dumnezeu ăștia, despre care vorbeam mai devreme, ăștia de diferite dimensiuni, care impun diferite ascultări? Un vecin vrăjmaș asemăna neghina în holdă. Și s-a prins, era pământul bun. Ne aducem aminte de pilda holdei? Da. Când spune Domnul Hristos despre stăpânul casei, despre Dumnezeu Tatăl, că a semănat grâul cel mai bun în pământul lui și a avut grijă de ogor și a făcut toate. Și când a venit vremea holdei, a ieșit și neghina odată cu grâul, buruiana murdară și otrăvitoare. Și au venit slugile, adică îngerii lui Dumnezeu, și au zis: Doamne, nu ai făcut tu aici tot ce a stat, ce a ținut de tine? N-ai semănat grâul cel mai bun pe care l-aveai? De unde-i dar neghina? Și stăpânul, adică Dumnezeu, știa. Un vrăjmaș a făcut asta. Și îngerii spun: dă nevoie să mergem să plivim neghina. Nu? Ca nu cumva din greșeală să smulgeți un singur fir de grâu bun. Lăsați să se coacă grâul și atunci prin culoare se va deosebi de restul. Și grâul vom lua deoparte, iar neghina o vom da la foc. Pentru că de-abia, când îi vierde grâul, seamănă cu neghina. Seamănă, da. Amândouă îți vierzi. Când se îngălbenește și se face ca aurul, neghina rămâne în continuare verde. Nu poate să ajungă până la capăt. Cum spunea, după roade vor să vezi cunoaștem. Sigur. Deci răspunsul s-a dat deja, tot de Mântuitorul, marele nostru profet. Ce relație este între ascultarea aceasta constructivă și frică? Sau nu e nicio relație? Ascultarea conștientă, în adevăr, elimină și frica. Singura frică pe care o permite este frica reverențioasă sau teama respectoasă față de Părintele tău ceresc. Adică acea teamă despre care vorbea atât de frumos fericitul Augustin, time odeum transeuntem. Mă tem ca Dumnezeu să nu cumva să treacă pe lângă mine și eu să nu-L văd. Da, practic asta e teama față de tine, să nu cumva să greșești. Să nu am ochii prea murdari și să nu-L mai văd pe Dumnezeu. Nu frica de Dumnezeu ca agresiune, ca violență. Exact. Asta e teama de Dumnezeu tradusă de Sfinții Părinți, exact. Nu groaza, nu că stai sub pat de acum așteptând cine știe ce bombă să scadă în cap. Înseamnă că de pe la începuturi omul a fost creat ascultător și nu ascultător. Omul a fost creat de Dumnezeu liber și ascultător în adevăr. Dar uitați că a ajuns cam neascultător. Neascultător, mincinos și în lanțuri. Adică exact opusul a ceea ce vrea el să fie. Neascultarea și minciuna aduc întotdeauna robie. Acum să privim, nu, la antipod. Mergem la polul celălalt, nu? Dacă ascultarea și libertatea reunite în adevăr ne duc la Dumnezeu și la lumină și la iluminare și la bucurie și la starea de nepătimire în final, când nu mai pătimești nici de prea mult bine, nici de prea mult rău, ci devii una cu Dumnezeu în nepătimire, cealaltă duce la pătimire. Suferi din orice vorbă care ți se spune, ți se pare că te jignește, devii irascibil,
Seminii tăi nu mai reușesc să te mulțumească sub nicio formă, tot timpul ai tendința să subordonezi voința seminilor tăi voinței tale, care oricum e limitată și prostească și din ce în ce mai absurdă, cu cât înaintezi în vârstă. Da. Doar le știm, cazurile astea se văd. Vârstă, dar și în răutăți. Părinte, am ajuns neascultători, mincinoși și în lanțuri. Mai ai vreo șansă? Atâta timp cât respirăm acest aer binecuvântat de Dumnezeu... Există o cale de întoarcere? Bineînțeles, bineînțeles. Cum să nu? Care ar fi pașii? Pașii? Să redevenim drepți. Să nu mai stăm cocoșați. Părinte, de lanțul în care am ajuns nu prea te lasă. Antropos înseamnă să stai vertical. Ființă verticală. Definiția omului în limba greacă, asta înseamnă a sta vertical. Da? Omul nu mai e om dacă stă cocoșat. E orice altceva. Omul trebuie să stea drept, da? Și să... adică în adevăr, în libertate și în credința cea adevărată. În harul lui Dumnezeu. Unde se învață această ascultare sănătoasă care ne poate și vindeca pe cei care s-au îmbolnăvit, s-au alterat, sau îi poate păstra antropos, cum spuneați, pe cei care încă nu s-au alterat foarte tare? Casa lui Dumnezeu și școala noastră rămâne în continuare Sfânta Biserică. Acolo Dumnezeu însuși ne predă în chip tainic toate datele necesare și curăță răul în așa fel încât noi să redevenim antropi. Da? Da. Ființe verticale. Înseamnă că închiderea bisericii ar fi un obiectiv extraordinar pentru cel rău. Ar fi o victorie... Da, e unul dintre punctele pe care el le are pe listă de multă vreme și a mai făcut din astea. E capul agendei. Este, este. Da. Deci închiderea bisericilor, într-adevăr, face parte din agenda satanei din toate timpurile. Asta nu trebuie să ne mire. În toate epocile de dictatură au făcut așa ceva. Da, cred că nu contează motivul pentru care se închide, că poate fi și motivul foarte frumos. Găselnița a avut, dar de toate felurile. Se închide, da. Scopul a fost să se închidă. Și închisul ăsta, cred că este așa, reflexiv, adică în ambele direcții, nu trebuie neapărat să pună lacăt, e suficient să nu mai vină oamenii, adică să se rupă legătura, nu? Exact. Noi suntem mai care ținem la imagine. Suntem în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel și în epistola întâia Sfântului Apostol Petru spune așa: fraților, fiți cu băgare de seamă, fiindcă vrăjmașul vostru, diavolul, umblă ca un leu, răcnind, căutând pe cine să înghită. Modul de vânătoare al leului, am spus-o și într-o altă emisiune mai de mult, acum vreun an de zile, nu știu dacă neapărat la dumneavoastră, poate la domnul Chircor, pe care îl felicit cu ocazia aceasta și îl salut. Modul de vânătoare al leului a fost ales pentru a simboliza pe diavol în exprimarea Sfântului Petru. Leul niciodată n-atară atacă turma unită. Își selectează un individ, îl separă de turmă, eventual dacă e rănit, bolnav, vulnerabil, nu știu, are o anumită slăbiciune. Îl convinge să se separe, nu? Și după ce a reușit, de regulă prin frică, să-l separe de restul turmei, îi impune o distanță socială, după care... Îl aleargă până îl obosește și că are putere mai mare decât individul singur și îi dă lovitura de grație la sfârșit. Da, deci este o tactică până la urmă. Nu modul de vânătoare a leului seamănă cu modul de vânătoare a diavolului, nu că leul ar fi fost vinovat. Da, bine. Simbolic, modul de vânătoare, exact. Umblă ca un leu. Da? Exact ca leul. Leul niciodată n-are curajul să atace turma în plin. El ar face praf. Oricât de leu e el. Da. Turma unită nu poate fi învinsă de nimeni. Ar rămâne niște bani mărunți. Dar uite așa... Rămâne numai bani din el, nu ar mai fi leu. Așa, de asta, atenție mare, când oricine vrea să vă separe, hai vino cu mine, vino să-ți explic eu, hai vino să-ți arăt eu cam cum vine treaba, nu te mai du la aceea. Dar ăștia sunt lei școliți, părinte, nu sunt lei ca... Ei, leu între timp a făcut și școală, a făcut și doctorate. Deci ăștia le au cu...
Da. Nu contează pe unde, dar le-a făcut. Dar a rămas în continuare la fire eleu. Adică ființă însetată de sânge omenesc. Prădătoare, da. Și violentă, vicleană. Și chiar și lașă, aș putea să zic. Că n-are curaj să se pună cu toată turma. Întâi atacă episcopatul, pe urmă atacă preoțimea, pe urmă atacă diaconimea, pe urmă atacă anumite obiceiuri ale credincioșilor, înfierându-le ca fiind medievale, pe urmă atacă aia, ca să rupă pe încă vreo 2-3. Pe el nu-l interesează, că el știe că turma, când își pune toată forța, e un zid pe care el n-are cum să-l sfărâme. Atacă 2-3. El se axează pe numerele mici. Gândește în numere mici el. Da. E mare meșter în detalii. E mare maestru, într-adevăr. Și din glumele acestea ale lui, într-adevăr, mai cad 1-2 din nefericire. Și ne rugăm mult ca ei să redevină drepți și să se întoarcă la turma celor drepți, în așa fel încât să rămână vrednici și să fie iubiți de Dumnezeu așa cum au fost la început. Așa este. Părinte, mulțumim foarte mult pentru frumoase cuvinte. Și înțelegem că omul este ascultător creat de Dumnezeu și există o ascultare bună și o ascultare nebună sau rea, de care trebuie să ne ferim și nu putem să urmăm nici pe cea bună, nici să ne ferim de cea rea, dacă nu cunoaștem. În biserică, în casa lui Dumnezeu, învățăm cum să ne păzim de ceea ce ne face foarte rău, de ceea ce ne pândește, de lucruri din întuneric, cum spune, din molima de la miază, parcă vorbea despre zilele noastre. Nu mai continui, că prea seamănă. Părinte, mulțumim mult că ați fost alături de noi și mulțumim celor care ne-au ascultat și vă așteptăm, dragi ascultători, la aceeași oră. Doamne ajută! Prin statornicie la izbândă. Da.